Andrei Stoica a oferit un spectacol impresionant la prima gală de kickbox în aer liber, Colosseum Heroes, desfășurată pe stadionul Ilioana din Ploiești. Românul s-a luptat cu Ivan Bartek la categoria 95 de kilograme, iar slovacul nu a avut nicio șansă. Stoica l-a învins în toate rundele 3-0. Clar fotbal la masa verde. De când m-am apucat de acest sport, mi-a propus să devin numărul 1. În continuare, sunt pe decimea multor din lume, dar nu sunt numărul 1. Deținătorul centurii la 75 de kilograme, Florin Lambagiu, l-a învins înainte de termen pe Cristian Stoica. Lovit la picior, Alexandru Stan a rezistat doar o repriză cu olandezul Van Gelder.